Salutare tuturor și bine ați venit! Astăzi vreau să vă prezint un Audi A4 din 2016, motor de 2000 TDI, cod motor DETA. Este un motor care dezvoltă o putere de 190 de cai, 400 de Nm. O să-i schimbăm uleiul și toate filtrele, o să-i facem revizia, o verificare și inclusiv uleiul în cutia de viteze cu setul de filtre și garnituri la baia de ulei. Urmează să o băgăm în serviciu pe elevator ca să ne apucăm de treabă. O să vedeți mai multe detalii ce trebuie să faci la acest model A4 ca să schimbi uleiul în cutie. E nevoie ca să demontezi jugul jos, baia de ulei, inclusiv mecatronicul, da? Deci, e o procedură mai grea, în mod normal, pentru că nu, ai multe de făcut ca să schimbi cele două filtre, da? Nu. Așa că urmează să o băgăm în service și să ne apucăm de treabă. Eu cu Cipri personal să mă ocup de ea. Așa că spun la treabă. Ne holbăm la un șurub dacă... Hai, ține. Aici... Hop, 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 hop. Cum e uleiul de cutie, Cipri? E pot spune? E bun? Ai gustat? Aia e baia de ulei, da? Baia de ulei la cutia de viteze. Urmează să demontăm și mecatronicul jos ca să schimbăm cele două filtre, da, din interiorul cutiei. Cipri deja au gustat. Poți să ne spui ce viscozitate are uleiul? Cum e? Cipri? E bun? La gust, așa e. Bine, și o pregătești pentru mai târziu. Da, cât e o guriță la amiază, nu strică la stomac. Urmează ca baia de ulei să se spele, să se curețe, fain frumos, se pune garnitură nouă la baia de ulei, așa că până atunci noi merem la Mecatronic ca să îl desfacem. Deci ca să dăm Mecatronicul jos, avem o mufă acolo sus în interiorul cutiei care trebuie scoasă, pentru că vine cu Mecatronicul odată jos, așa că e un pic mai greu de scos, da? E ok. După cum puteți vedea, am demontat mecatronicul din cutie. Așa. Deci la modelul ăsta de S-Tronic, de cutie de viteză automată, mi-au pus filtrele de ulei în interiorul cutiei. Ca să ajungi la ele, ele sunt montate, după cum se poate vedea, deasupra mecatronicului. Iar ca să le schimb, trebuie să demontez mecatronicul jos. Așa că e o operațiune mai dificilă, oleacă, ca să faci chestia asta. Dar dacă știi ce trebuie să faci, e ok. Asta e filtrul, unul din cele două filtre de la cutia de viteze. E foarte, dar deci se vede că nu s-a mai schimbat la ulei. Da. Diferența dintre ăsta și ăsta. Cauză că nici ulei nu cred că s-a schimbat la timp și asta cauzează uzura uleiului fiind mult mai mare, atunci cauzează și filtrul în fundă, îl negrește. Urmează să primim și cel de-al doilea filtru de ulei. Da? Diferența, ăsta e filtrul cel nou, da? Urmează să montăm mecatronicul înapoi. Filtrele, cele două filtre sunt schimbate. Da, acum îi facem resetările la schimbul de ulei, îi facem resetările inclusiv și la cutia de viteze. Da? Da, hai că am un resetez și ți-l dau. Și mai urmează să facem o probă de drum și gata. Suntem în probă cu audio, da. Mașina mea e ok, cutia de viteze schimbă foarte bine, ceea ce ne bucură. Ceea ce vreau să vă spun e că cei care dețineți modelele astea de A4 sau A6, modelul S-Tronic, da, modelul din 2015 în sus, 2016, nu ezitați să schimbați uleiul la cutie, adică nu vă luați după sfatul celorlalți care zic că să nu schimbi ulei în cutie, că nu se schimbă, e vrăjală. Credeți-mă, mă gândesc că ați văzut în videoclip filtrele cum arătau, ce negre erau, uleiul ce uzură avea, de-aia l-am recuperat într-un flacon. Deci, neapărat uleiul în cutia de viteze trebuie schimbat din 60 în 60 de mii la modelele astea S-Tronic. Așa că, dacă dețineți modelele astea, contactați-ne, aveți acolo numărul de telefon în descriere. ne puteți suna, vă facem programare. Ceea ce vreau să vă mai spun e că dacă vi-a plăcut acest vlog, lăsați-ne un coment, dați un like, un share, ce vreți voi. Și încă un lucru, nu ezitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, apăsând butonul subscribe. Și s-ar putea de acum încolo, v-am mai spus și în vlogul anterior, în fiecare lună o să facem un concurs cu un schimb de ulei gratuit. Și dacă ești norocosul și ești abonat la noi, poți să câștigi un schimb de ulei și filtre gratuit. Așa că nu ezita să te abonezi și ne vedem la următorul vlog. Ciao!